Bine ați venit, bine ați revenit la sediul Ministerului Afacerilor Interne. Suntem în fața dumneavoastră într-o formulă de trei ofițeri din conducerea Ministerului și respectiv Inspectoratul General al Poliției Române, domnul Inspector General Matei Benone și domnul Inspector General Mastan Alin. Vă propunem să vă prezentăm date referitoare la situația operativă înregistrată în prima parte a anului 2024, privind domeniul ordine și siguranță publică, și totodată să vă informăm cu măsurile pe care le-am pregătit pentru perioada următoare. Așadar, în prima parte vă prezentăm date, rezultate din analiza situației operative, urmând ca în a doua parte să vă prezentăm cu ce activități vom debuta în mini-vacanța din acest an. Criminalitatea se situează aproximativ la același nivel ca și începutul anului 2023. Infracțiunile grave comise cu violență au scăzut cu 2,4%. A scăzut numărul infracțiunilor de furt cu 7,9% și a celor de tâlhărie cu aproape 18%. Se înregistrează o ușoară creștere a numărului de infracțiuni, de loviri sau alte violențe. Structurile de ordine publică din Ministerul Afacerilor Interne au intervenit la aproximativ 188.000 de solicitări ale cetățenilor prin Sistemul Național de Apeluri 112. În aproximativ 75 dintre cazuri s-a intervenit în mai puțin de 10 minute față de 74% în aceeași perioadă din 2023. În perioada analizată au fost salvate peste 300 de persoane în urma intervențiilor colegilor din structurile de ordine și siguranță publică. Putem afirma că România este o țară sigură, fapt recunoscut nu numai de cetățenii din România și de către cetățenii din alte state care ne vizitează, și reamintesc aici topul orașelor din lume unde nivelul de siguranță este la un nivel înalt. Această siguranță nu este un dat. Este un efort al structurilor cu atribuții în domeniu care permanent zi de zi insistent desfășoară activități în folosul cetățenilor. Pentru acest efort, vă rog să-mi permiteți să mulțumesc tuturor colegilor mei care au desfășurat activități în această perioadă de început de an 2024 și totodată să mulțumim cetățenilor pentru parteneriat, pentru sprijin, și nu de puține ori am fost în situația să primim sprijin de la cetățeni. În această perioadă am desfășurat peste 400 de acțiuni de amploare pentru administrarea probatorului necesar documentării activității infracționale în dosarele instrumentate, fiind realizate în cadrul acestor operațiuni aproape 3.000 de percheziții domiciliare. Pe lângă activitățile de combatere, am acordat o atenție deosebită și activităților de prevenire, și aici reamintesc campaniile de prevenire derulate de colegii noștri, în special în ceea ce privește consumul de droguri, violența domestică și victimizarea minorilor. Un alt palier pe care au fost desfășurate activități de informare, educare și prevenire a fost cel privind traficul de persoane. În anul școlar 2023-2024, după cum bine știți, am inițiat un plan național de acțiune cadru, în care suntem în parteneriat cu mai multe instituții cu atribuții în domeniu, și pe acest domeniu, în prima parte a anului 2024, am abordat problemele legate de paza acestor unități de învățământ, afluirea, defluirea elevilor, dar și modul în care colegii noștri sunt prezenți în partea de educație. Această zonă nu este într-un mod singular derulată, este derulată împreună cu personalul didactic și, bineînțeles, societatea civilă, zona cea mai importantă fiind de
aducere la cunoștință a consecințelor comiterii unor fapte ilegale. Au fost controlate, vă spuneam, de pază 7.440 unități de învățământ preuniversitar din cele aproape 18.000 de unități. Au fost organizate 2.800 de acțiuni pe linia siguranței școlare, fiind derulate peste 25.000 de activități de prevenire și informare. Pot să dau și o cifră din punct de vedere al beneficiarilor, peste 600.000 de beneficiari. În ceea ce privește combaterea traficului de droguri, de la începutul anului și până în prezent, structurile MAI, sub coordonarea DICOT, au derulat 310 acțiuni operative, în cadrul cărora au fost efectuate aproape 1.200 de percheziții. În această perioadă au fost vizate peste 1.000 de persoane, iar până la acest moment au fost capturate peste 400 de kilograme de substanțe interzise. Sunt cifre care demonstrează determinarea noastră de a combate acest flagel. Cu referire la siguranța rutieră, aș mai dezvolta puțin analiza noastră. A scăzut numărul accidentelor rutiere grave cu 8% față de aceeași perioadă a anului trecut, în urma cărora au decedat cu 3,4 mai puține persoane și au fost rănite grav cu 10% mai puține persoane. Un aspect semnificativ este dat de numărul zilelor în care au fost înregistrate decese din cauza accidentelor rutiere. Avem o medie, după cum bine știți. În anul 2021 au fost 7 zile pe parcursul celor 12 luni, 7 zile fără decese. În anul 2022 au fost 6 zile, în anul 2023 8 zile, iar de la începutul anului și până în prezent au fost 10 zile în care nu au fost înregistrate persoane decedate în cadrul evenimentelor rutiere. Acest fapt reprezintă rezultatul celor peste 14.500 de acțiuni derulate pe această linie, fiind constatate, de exemplu, 8.680 de situații conducători auto care au condus sub influența alcoolului, și aici vorbim de partea de contravenții, 5.600, și respectiv dosare penale, 3.100. În perioada de referință, polițiștii au constatat cu aparatele drug test 1.129 de fapte. Referitor la această situație, vă pot informa faptul că insistăm pe latura preventivă, nu avem în niciun moment o cerință vis-a-vis de sancțiuni, vis-a-vis de a sancționa pe cineva. Interesul nostru și dorința, cred că a tuturor, este de a nu mai înregistra accidente, de a fi în siguranță în zona spațiului public, respectiv în trafic. De la intrarea în vigoare a legii Anastasia 13.07.2023, la nivel național, au fost înregistrate 40 de accidente mortale cauzate de conducerea sub influența alcoolului și 5 accidente mortale cauzate de conducerea sub influența drogurilor. Față de perioada anterioară, au fost mai puține cu 11 accidente cauzate de conducerea sub influența alcoolului. Un alt domeniu unde abordăm activitățile cu prioritate este cel privind violența domestică, anul acesta fiind emise de către polițiști 2.945 ordine de protecție provizorii. În această perioadă, instanțele de judecată au emis 2.960 de ordine de protecție. La nivelul celor 24 de structuri, vorbim de București și 23 de județe, unde am operaționalizat proiecte pilot pe SIME, continuăm activitățile și în această perioadă vom operaționaliza și pentru diferența până la 41 de județe. Ne dorim să extindem zona de ordin de protecție și pentru alte activități, respectiv supraveghere judiciară și arest la domiciliu. Din punct de vedere al persoanelor dispărute, au fost derulate activități multiple,
pe linia clarificării situației acestor persoane și vă pot informa că au fost înregistrate 4.396 de sesizări, fiind revocate în această perioadă 4.534, din care 2.965 minori. Cu referire la migrație, am ales prezentarea noastră ca acest subiect să fie inclus la capitolul Schengen. De ce? Pentru că tratăm cu foarte multă responsabilitate această situație. Și la acest moment vă informez că au fost depistați 2744 de migranți ilegal și putem afirma că activitățile derulate în sistem integrat de către structurile MAI și-au dovedit eficiența. Această activitate se derulează în sistem integrat, dar și în parteneriat cu statele vecine și, nu în ultimul rând, cu agenția Frontex. Astăzi, România este o țară care ține sub control migrația. Abordăm cu partenerii noștri și proiecte pilot și avem un asemenea proiect pilot la granița cu Serbia. În continuare vom derula activități pe domeniul migrației și cu partenerii din Bulgaria și aici am stabilit un calendar de activități. Ne vom întâlni în perioada următoare cu omologii și vrem să dezvoltăm activitățile astfel încât să nu înregistrăm niciun incident din această perspectivă. Cu referire la contrabandă, în perioada analizată, structurile MAI au capturat aproximativ 16,4 milioane de țigarete. Cea mai importantă captură a fost în județul Dolj, iar din punct de vedere al persoanelor implicate în traficul ilegal cu țigarete, acestea provin din Bulgaria, Turcia, Republica Moldova, Ungaria, Ucraina și, bineînțeles, cu participarea unor cetățeni din România. În urmă cu aproape o lună, am făcut prezentarea măsurilor pe care le-am organizat pentru trecerea de la non-Schengen la Schengen, pentru spațiu aerian și maritim. După aproape o lună, vă putem spune că toate lucrurile au decurs așa cum ne-am pregătit, au decurs fără incidente, fluxurile de lucru funcționează eficient. Vă informez că aplicația EDAC, pe lângă faptul că aduce o rapiditate de verificare, are și o eficiență foarte bună. Avem de la 31 martie la zi 961.482 de verificări. În cadrul acestor verificări s-a primit răspuns în 1934 de cazuri, cazuri cu alertă. Urmarea verificărilor derulate de colegii noștri, au fost prinși 93 de urmăriți, 147 de persoane dispărute, au fost identificate 309 persoane căutate în vederea participării la o procedură judiciară, au fost identificate 281 de obiecte pentru care aveam proceduri derulate din punct de vedere al confiscării și în continuare vom dezvolta numărul de dispozitive și bineînțeles vom dezvolta și alte facilități, alte posibilități de a verifica cu această aplicație EDAC. Lucrurile nu pot fi analizate fără a vedea, fără a puncta și problema personalului și problema dotărilor logistice. Și de aceea vă informez că la acest moment deficitul de personal de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne este de peste 22%. Vor fi scoase la concurs, suntem în procedură de derulare pentru încadrarea 5.200 de posturi și în același timp sunt 5.300 de colegi
viitori colegi, o parte dintre ei au fost în promoția care a depus jurământul în ziua de 26, agenți și subofițeri, și o parte vor fi absolvenți la Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza și, bineînțeles, promoția din toamnă la școlile de agenți și subofițeri. Resursa importantă pentru dezvoltarea capacităților logistice se regăsește în buget. Avem un buget de aproape 1 miliard de lei care a fost repartizat pe structuri pentru dezvoltarea unor proiecte, pentru aducerea în dotarea colegilor noștri a unor capabilități, capacități de lucru, și aș exemplifica pe lângă aplicația IDAC, unde vă spuneam că vom achiziționa și alte dispozitive, sisteme de termoviziune, protecție pentru polițiști și militari. Vorbim de creșterea numărului de autospeciere din flota noastră, detecții droguri, detecții viteză, bineînțeles detecții în referire la analizele de laborator, și aici avem un proiect în care dezvoltăm laboratoarele criminalistice și de ADN. Și, bineînțeles, vrem să creștem capacitatea și rapiditatea de procesare a acestor analize. În primele 3 luni ale anului, Ministerului Afacerilor Interne a inițiat peste 30 de proiecte de acte normative. Acum, pentru a aduce colegilor noștri și instrumente eficiente din punct de vedere legislativ. Așadar, pe lângă zona de reducerea deficitului, creșterea numărului de posturi ocupate, pregătirea profesională în rândul personalului, zona logistică și zona de acte legislative reprezintă pentru noi importante domenii pe care le abordăm cu prioritate. Am făcut așa o trecere în revistă a situației din acest an. Bineînțeles, colegii mei vor completa această prezentare, urmând ca la final să vă stăm la dispoziție pentru întrebări. Am să-l rog pe domnul inspector general Matei să facă câteva precizări cu privire la activitățile din competență, și mă refer aici la partea de cooperare polițienească, un domeniu foarte important, și, bineînțeles, măsurile din mini-vacanța din weekendul trecut. Vă rog, domnule inspector general. Vă mulțumesc, domnule secretar de stat. Bună ziua. Permisiunea noastră, aș începe prin a prezenta activitățile derulate de Poliția Română la acest weekend de Florii, precum și rezultatele obținute în urma acestor acțiuni. Astfel, la nivel național, polițiștii au efectuat peste 800 de acțiuni de menținere a ordinii și liniștii publice, de prevenire a faptelor contra patrimoniului, precum și creșterea gradului de disciplină rutieră cu ocazia sărbătorilor de Florii. De asemenea, activitățile desfășurate de efectivele de ordine și siguranță publică au vizat și acțiuni punctuale în mai multe cluburi, baruri și unități de alimentație publică. La aceste activități au participat și polițiști din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, investigarea criminalității economice, precum și efective din cadrul Jandarmeriei Române. Totodată, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilicite în stațiile de cale ferată și în trenurile de călători, au fost organizate o serie de activități de către polițiști de la structurile de transporturi din cadrul Poliției Române. La acțiunile punctuale au participat aproape 4.000 de polițiști, context în care au fost constatate aproximativ 900 de infracțiuni, dintre care 191 la regimul circulației rutiere, 308 infracțiuni contra persoanei, 154 de infracțiuni contra patrimoniului și aproximativ 200 alte genuri de infracțiuni. De asemenea, în acest weekend au fost prinși în flagrant delict 297 de autori de infracțiuni și au fost depistați 15 urmăriți la nivel național și 2 urmăriți la nivel internațional. Polițiștii rutieri, prezenți pe principale artere din țară, au acționat pentru prevenirea principalor cauze generatoare de accidente rutiere, precum și pentru fluidizarea traficului rutier în zonele aglomerate. Activitățile pentru siguranța traficului rutier au beneficiat și de sprijinul Inspectoratului General al Aviației din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. În urma activităților desfășurate, polițiștii au aplicat peste 20.000 de sancțiuni, atât la regimul circulației rutiere, cât și cu privire la sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.
Cele mai multe, respectiv 17.000, au fost aplicate la regim rutier. Dintre acestea, amintesc 6.600 de sancțiuni pentru depășirea vitezei legale și 134 pentru alcool. Un exemplu de astfel de acțiune este cea de ieri de la Fetești, acolo unde ați fost invitați și dumneavoastră, jurnaliștii, și vă mulțumesc, pentru că prin intermediul dumneavoastră cetățenii au fost informați cu privire la acțiunile derulate de noi. Vreau să mulțumesc pe această cale cetățenilor, care prin spiritul civic de care dau dovadă, contribuie decisiv la succesul misiunilor noastre, iar acest succes înseamnă normalitate și liniște socială. Îi încurajez în continuare să ne sesizeze orice neregulă și abatere de la respectarea legii. Suntem la datorie și vom acționa prompt de fiecare dată. În cele ce urmează, o să vă prezint câteva repere referitoare la cooperarea polițienească internațională. Avem o cooperare excelentă cu structurile polițienești din statele Uniunii Europene și nu numai. Polițiștii români se bucură de aprecierea partenerilor noștri internaționali, execută operațiuni complexe, iar acest lucru nu poate decât să ne facă mândri și să ne motiveze. Poliția română cooperează cu autoritățile similare din celelalte state, atât pentru depistarea unor persoane urmărite internațional, cât și în acțiuni operative. Spre exemplu, doar anul acesta, în urma activităților derulate, au fost aduși în țară 283 de urmăriți internațional. Cu privire la persoanele urmărite, vă comunic faptul că la anul acesta, Poliția română a depistat 1248 de persoane urmărite la nivel național și, în cooperare cu partenerii externi, 543 de persoane urmărite la nivel internațional. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când au fost depistate 1186 de persoane urmărite național și 538 de persoane urmărite la nivel internațional. În ceea ce privește operațiunile derulate în parteneriat cu alte state, vă ofer un exemplu relevant și anume cel de la Brașov. Astfel, la data de 24 aprilie 2024, polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov, împreună cu procurori de ICOT, Serviciul Teritorial Brașov, au pus în aplicare 21 de mandate de percheziție domiciliară în județele Brașov, Timiș, Teleorman, Ilfov și municipiul București, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de migranți și instigare în forma participației improprii la fals intelectual. Din cercetările efectuate a reieșit faptul că începând cu anul 2021 și până la data operațiunii, peste 20 de persoane, cetățeni români și străini, organizați într-o structură infracțională pe niveluri ierarhice, ar fi acționat pe teritoriul României, Italiei și Austriei, direct sau prin intermediul unor persoane juridice în care dețineau calitatea de administrator, în scopul săvârșirii infracțiunii de trafic de migranți. Astfel, membrii grupului ar fi raculat direct sau și prin intermediul societăților comerciale controlate, mai mulți cetățeni de origine asiatică și africană, sub pretextul recrutării forței de muncă. Ulterior, o parte dintre persoanele cercetate, sub coordonarea și la indicațiile liderului, ar fi depus la diferite servicii județene pentru imigrări din țară cereri de eliberare a vizelor de muncă, iar după obținerea documentelor și îndeplinirea formalităților, alți membri ar fi preluat migranți de la aeroport, i-ar fi cazat în diferite locații din București, după care i-ar fi transferat în zona municipiului Timișoara. În această zonă ar fi fost preluat și trecut frontiera de stat a României în mod ilegal, atât pe jos, cât și ascuns în diferite mijloace de transport, destinația fiind țări din vestul Europei, cu preponderență Italia. Persoanele cercetate ar fi încasat de la fiecare migrant sume cuprinse între 5.000 și 10.000 de euro, iar pentru cei care nu ar fi putut plăti, i-ar fi obligat să presteze muncă neremunerată timp de un an în Italia, în folosul unuia dintre membrii grupului infracțional. Pe parcursul investigațiilor efectuate în cauză, au fost depistate și oprite peste 10 transporturi de migranți. În vederea documentării activității infracționale, autoritățile judiciare din România și Italia au încheiat în anul 2024 un acord pentru constituirea unei echipe comune de anchetă la 24 aprilie, fiind efectuate 6 percheziții domiciliare pe teritoriul Italiei. De asemenea, în baza unui ordin european de anchetă transmis de procurorii de ICOT, Serviciul Teritorial Brașov, polițiștii austrieci au efectuat 2 percheziții domiciliare în Salzburg. Din locațiile în care s-au efectuat perchizițiile au fost descoperiți și ridicați 71.000 de dolari, SUA, aproximativ 69.000 de euro, 4.820 de lire sterline, 26.900 lei, 3.050 de coroane suedeze, precum și mai multe documente. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Direcția Operațiuni Speciale din Poliția Română. Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate Teleorman și Sibiu, polițiști de imigrări din cadrul structurilor teritoriale București, Brașov și Timișoara, luptătorilor serviciilor pentru acțiuni speciale din Brașov și Teleorman, Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, Serviciul Rutier,
polițiștilor de frontieră din cadrul IPTF Oradea și jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție și Grupări Mobile de Jandarm Timișoara. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule inspector general. Vă rog cu domnul general Mastan să fac câteva precizări vis-a-vis de zona de competență a jandarmeriei române, respectiv manifestările publice și, bineînțeles, activități de cooperare internațională la nivelul jandarmeriei române. Vă rog! Vă mulțumesc mult, domnule secretar de stat. Bună ziua tuturor! Luând în considerare prioritățile de acțiune statuate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, jandarmeria română are ca principale priorități siguranța cetățenilor, prevenirea și combaterea fapturilor sociale, dar și lupta alături de partenerii instituționali împotriva migrației ilegale, a traficului și consumului de stupefiante. Ca o scurtă referire a activității desfășurate până în acest moment, în primul trimestru al anului în curs, jandarmeria română a executat peste 4.900 de misiuni de asigurare a ordinii publice, mai multe cu 380 față de perioada similară a anului anterior, însemnând o creștere cu aproape 9%. Cele mai relevante misiuni în această perspectivă și raportate la numărul mare de participanți au fost cele prilejite de festivalurile de muzică din Poiana Brașov, manifestele religioase organizate la nivel național, prilejite de sărbătoria Sfântului Vasile, Ioan Boboteaza, Bunavestire, Paștele Catolic, Florile Ortodoxe, precum și manifestările sportive, competițiile de fotbal, campionatul intern, partidele internaționale ale Naționalei României cu Irlanda de Nord și alte partide desfășurate pe arena națională. De reținut este faptul că permanent la aceste adunări publice au fost întreprinse măsuri pentru prevenirea și combaterea faptelor antisociale. În acest context au fost înregistrate situații de nerespectare a prevederilor legale, fiind sesizate organele de urmărire penală cu privire la săvârșirea peste 120 de infracțiuni față de 77 infracțiuni constatate în perioada similară a anului trecut, fiind de asemenea aplicate peste 1000 de sancțiuni contravenționale, într-o creștere cu 10% față de perioada similară a anului încheiat. Jandarmeria română a avut o contribuție importantă și la menținerea ordinii publice, unde desfășurăm această misiune importantă în cooperare cu Poliția Română, în intervalul de referință fiind constituită peste 77.000 de patrule mixte. În același timp, o atenție deosebită am acordat-o asigurării unui climat de liniște pentru cetățenii care au ales să-și petreacă concediile, zilele libere, în stațiunile montane, în zona resorturilor de schi, instituția noastră acționând pe linia menținerii ordinii publice și a siguranței publice, pe traseele turistice, în stațiunile balneare, precum și în alte zone de interes operativ, cu peste 5.600 de patrule de jandarmi constituite în acest sens. De asemenea, am luat măsuri concrete pentru siguranța celor peste 1.300 de obiective aflate în responsabilitatea unităților de jandarmi, obiective de importanță deosebită pentru activitatea statului, obiective din sistemul judiciar, diplomatice, organisme internaționale, obiective de interes strategic, economice, financiar, bancare și alte asemenea. Zilnic asigurăm sprijin operațional organelor de poliție judiciară, partenerilor noștri, Poliția Română, Poliția de Frontieră, Inspectoratul Național pentru Migrări, dar și parchetelor specializate, DICOT, DNA, parchetul general. În primul trimestru fiind executate peste 8.000 de misiuni în cooperare pentru îndeplinirea obiectivelor comune. Pentru a ne asigura că toate manifestările culturale, artistice, religioase, care au loc în această perioadă, se desfășoară într-un mediu de ordine și liniște, Jandarmeria Română a dispus suplimentarea efectivelor prezente în toate locurile unde vor avea loc astfel de evenimente. Doar în weekendul care a trecut, ca o scurtă precizare, ocazionat de sărbătorirea Florilor Ortodoxe, am avut peste 11.600 de locașuri de cult unde s-au desfășurat activități, cele mai importante fiind în județele Maramureș, Vâlcea, Suceava, dar și în municipiul București, din punct de vedere al participării. De asemenea, tot în această perioadă am avut festivalul Hustle de la Costinești, cu un concert de muzică, rap și trap, cu o participare de peste 3.500 de spectatori zilnic. Cu fiecare dintre aceste evenimente au fost asigurate ordinea publică fără a înregistra evenimente majore, dar bineînțeles că întotdeauna se constată și fapte de natură antisocială. În perioada următoare, pe întreaga perioada mini-vacanței, peste 5.700 de jandarmi vor fi prezenți la toate evenimentele care vor avea loc în spațiu public pentru evitarea incidentelor,
iar în noaptea de înviere, aproximativ 7500 de colegi de-ai noștri vor fi prezenți în stradă pentru asigurarea măsurilor de ordine publică la cele peste 12.000 de lăcașuri de cult. Așa cum am spus mai devreme, e o perioadă extrem de dinamică și din punct de vedere al misiunilor forțelor de ordine. Aș vrea să-mi permiteți să mai fac câteva precizări la contextul sportiv, internațional. Un context în cadrul căruia Ministerul Afacerilor Interne și Jandarmeria Română au un rol important, aș spune eu, din punct de vedere al siguranței și securității la evenimentele sportive. Doresc să menționez faptul că în momentul de față Jandarmeria Română deține două funcții de conducere la nivelul Consiliului Europei. Obținerea acestor poziții reprezintă recunoașterea eforturilor Ministerului Afacerilor Interne și ale Jandarmeriei Române în domeniul securității și ordinii publice și este o dovadă a încrederii de care se bucură reprezentanții Ministerului de Interne atât în rândul experților europeni cât și la nivelul Consiliului Europei. Cu titlul de exemplu, numai departe de săptămâna trecută, când la Strasburg, unul dintre ofițerii Jandarmeriei Române a fost ales în funcția de președinte al Comisiei de Monitorizare a Siguranței și Securității la Evenimentele Sportive. Colonelul Anton Cernat a fost ales cu majoritate de voturi, 17 state din totalul de 22 au votat pentru candidatul României. Ofițerul va coordona misiunile de monitorizare ale statelor membre la evenimentele sportive. De asemenea, colegul nostru a fost desemnat să conducă delegația Ministerului Afacerilor Interne, care va acorda sprijin operațional autorităților germane cu ocazia campionatului european de fotbal Euro 2024. În acest context, Ministerul Afacerilor Interne a dispus dislocarea în Germania a 27 de jandarmi și polițiști români care vor acorda sprijin forțelor de ordine germană. Cea de-a doua funcție de conducere pe care Jandarmeria Română o deține în cadrul Consiliului Europei este cea de președinte al Comitetului pentru Siguranță și Securitate, deținut de către colonelul Adrian Dincă, care a fost ales pentru un mandat de 2 ani. De asemenea, în cadrul Euro 2024, ofițerul va avea funcția de consilier al șefului Centrului de Cooperare Polițienească, organism care va reuni peste 300 de polițiști străini care vor fi dislocați în Germania pe durata turneului final. Aș vrea să menționez totodată și sprijinul pe care Ministerul Afacerilor Interne, Jandarmeria Română împreună cu Poliția Română s-au angajat să îl ofere Jandarmeriei Naționale Franceze în contextul organizării în Franța în vara acestui an a Jocurilor Olimpice de la Paris. Cu siguranță, în urma disponibilității angajate de către Ministerul Afacerilor Interne, atât Poliția cât și Jandarmeria vor sprijini colegii din Franța cu personal, cu militar, cu polițiști, inclusiv cu specialiști pe echipe canine în detecția dispozitivelor explozive, a patrulării, a intervenției și a menținerii unui climat de siguranță cu acest eveniment. Totodată, colonelul nostru va coopera cu autoritățile franceze în scopul coordonării misiunilor de securitate pentru toată delegația olimpică a României de la Jocurile Olimpice. Înainte de a încheia, cu permisia dumneavoastră, vă rog să îmi dați ocazia să transmit felicitări unor colegi ai noștri din cadrul Direcției Generale de Jandarmerie a Municipiului București și a Școlii de Aplicație pentru Ofițeri din Jandarmeria Română pentru modul profesionist în care au intervenit în cazul unui accident rutier cu mai multe victime încarcerate produs vineri seara pe Valea Oltului. Colegii noștri care se aflau în concediu de odihnă în drum spre Sibiu au fost martori oculare a unei depășiri care s-a finalizat cu un impact frontal. Cei doi au apelat numărul de urgență 112, au reușit să ajute la descarcerarea victimelor care suferise traumatisme și după ce le-au așezat pe marginea drumului, au asigurat și traficul rutier și au rămas alături de victimele accidentului până la sosirea echipajului medical care le-au acordat îngrijirile necesare. Consider că experiența pe care au dobândit-o în teatrele de operații în Afganistan și Sudanul de Sud, precum și cursurile de prim ajutor tactic pe care le-au urmat, au contribuit la gestionarea promptă și cu calma situației și implicit la salvarea vieților omenești. Felicitări colegilor încă o dată. Domnule secretar de stat, am terminat. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă rog să-mi permite să-i felicit și eu pe acești colegi. În continuare, vă rog să-mi permite să prezint măsurile pe care Ministerul Afacerilor Interne le-a organizat pentru mini-vacanța ce urmează. Și aici vorbim de suplimentarea forțelor, dispozitivelor care vor fi prezente în teren. În stradă vor fi
aproximativ 25.000 de colegi. Vom acționa cu prioritate pe principalele artere rutiere, cu sprijin aviatic, cu noua flotă de elicoptere din dotarea Ministerului Afacerilor Interne, acele elicoptere care au intrat în dotarea noastră anul trecut prin proiecte cu fonduri nerambursabile. De asemenea, vor fi acțiuni suplimentare în zona gărilor și aeroporturilor. Ne-am pregătit pentru un aflux mai mare de persoane și menționez aici măsurile pentru reducerea timpilor de așteptare în punctele de frontieră. Ne așteptăm ca de fiecare dată, în asemenea momente, să avem atât afluire cât și defluire pe finalul mini-vacanței. Organizarea unor misiuni de patrulare în comun cu partenerii bulgari. Am trimis inclusiv polițiști în Bulgaria, care vor acționa cu polițiștii din Bulgaria în stațiunile unde cetățenii români vor fi prezenți. De asemenea, am organizat activități de asigurare a tuturor măsurilor de ordine publică la manifestările cu public numeros, festivaluri și nu numai, în contextul manifestărilor religioase, cu prilejul Paștelui Ortodox, au fost identificate 12.215 lăcașuri de cult în București și 41 de județe unde vom avea prezență. Așadar, forțele Ministerului Afacerilor Interne vor fi la datorie în toată perioada aceasta, cu obiectivul principal siguranța cetățeanului. Vă mulțumim! Domnul inspector general, să știu de TV, vorbeați despre reușita cooperării Poliției Române cu partenerii externi. E fiecare zi o dovadă cel puțin. Aș dori să vă rog să ne povestiți despre cea mai recentă operațiune, poate și cea mai spectaculoasă de ultimele zile, unde, cum a fost capturat prințul Paul al României, ce informații ați furnizat maltezilor și ce îi se va întâmpla în zilele ce va să vină. Mulțumesc pentru întrebare. Așa cum am menționat, avem o cooperare excelentă cu autoritățile din statele din cadrul Uniunii Europene și nu numai. A avut loc un schimb de informații cu poliția din Malta. În urma informațiilor transmise de polițiști români, persoana de care ați menționat a fost localizată într-un resort. Ulterior a fost ulterior identificare, se desfășoară prevederile, se desfășoară activitățile de a fost reținut și urmează să fie sesizată instanță din Malta. Poliția română l-ați localizat acolo? Da, poliția română l-a localizat și a transmis în timp real informații colegilor din Malta. Au pus rezistență cumva? Nu. Din datele pe care avem, nu au pus rezistență. Dar la intrarea pe teritoriul Ciprului, Maltei, nu fusese semnalat, el încă figurând ca fiind căutat cu baza mandatului european de arestare. A putut să se prime din Franța până în Malta fără probleme? Am transmis, în urma informații transmise de poliția română, în timp real, colegii din Malta l-au identificat și l-au reținut. În ciuda celor petrecute în Franța, sau ținând cont de ce s-a întâmplat în Franța, privind refuzul de bună aplicare a mandatului european, există șanse ca maltezii să aibă o altă părere și să trimită România pentru și o să așteptăm decizia instanței din Malta. Dacă îmi permiteți, în completare, aș vrea să vă precizez faptul că de fiecare dată am relaționat cu partenerii din statele unde am localizat astfel de persoane. După momentul localizării, fiecare agenție, fiecare instituție își intră în procedura proprie și, bineînțeles, urmează procedura în faza instanțelor de judecată și acestea vor depune măsuri în consecință. Imediat după o decizie, structurile Ministerului Afacerilor Interne vor prelua persoana și, așa cum a precizat și domnul inspector general, 283 de persoane de la începutul anului au fost aduse în România pentru a-și executa pedeapsa stabilită de instanțele judecătorești. Știți cumva dacă era singur sau cu soția lui, cu prințesa Lia? În datele pe care le aveam, eram soții de soție. Pentru noi, să știți că nu prea are importanță cu cine a fost și ce a făcut acolo. Pentru noi, important este să fie localizat și prezentat instanțelor de judecată. Ați spus că poliția română l-a localizat. Poliția română, așa cum a spus domnul inspector general, a furnizat date cu privire la posibila prezență a persoanei în cauză într-un resort. De aici, într-un resort. De aici,
Haideți să nu intrăm în zona de activități specifice, pentru că ține de munca noastră și munca noastră, să știți că nu este ușoară și de fiecare dată sunt colegi care lucrează 24/24 pentru a ajunge la obiectiv. De data aceasta, ca și în momentul în care a fost depistat la Paris, în Franța, poliția a ajuns la obiectiv. A fost prinsă persoana. De aici încolo, cred că ar trebui să discutăm mai puțin, pentru că pentru noi obiectivul principal este a-l localiza și a fi prins, după care instanțele de judecată să-și exprime punctul de vedere. Chiar dacă nu dezvoluiți metodele, că e clar, sunt metode operative, important este să se știe că el a fost monitorizat în întreaga perioadă de poliția română și, practic, deși era plecat în Franța și Franța a refuzat să-l ia, polițiștii români au continuat să dea de urmă. A fost desfășurată activitate specifice. Important este să-l prindem. Pentru noi acesta este obiectivul. Vă rog. În decembrie 2023, așa cum am menționat, am făcut o prezentare de tehnică intrată în dotarea Poliției Rutiere, tehnică care este achiziționată prin fonduri nerambursabile. În cadrul acestui proiect avem și 4 aeronave. Colegii din Poliția Rutieră acționează împreună cu piloții de la IGAV, iar de la elicopter se transmite informația la sol echipajelor din teren. Echipajele din teren opresc în anumite momente conducătorii auto și, funcție de constatările din aer, prin mijloacele de înregistrare calibrate și autorizate, se constată abateri de la normele rutiere. Așadar, Poliția Rutieră acționează și cu sprijin aerian, iar constatarea se realizează la sol sau ulterior momentului depistării, prin procedura legală. În începutul de an 2024 au fost înregistrate cereri pentru reședință la nivelul structurilor de evidență a persoanelor din cadrul primăriilor, pentru că, fac mențiunea, aceste structuri sunt competente pentru a acorda reședința, într-un procent de 112% mai mult decât perioada similară anului 2023. Din totalul cererilor, numai în 6,6% au fost solicitate verificări de la structurile de evidență a persoanelor pentru structurile de poliție. În cadrul acestor verificări, 7500, dacă nu greșesc, au fost peste 400, unde colegii noștri din poliție au dat un răspuns negativ. Dar, repet, numai cu privire la solicitările care le-am primit, care le-au primit colegii noștri de la poliție, de la structurile de evidență a persoanelor. Din punct de vedere statistic, vorbim de o creștere a infracțiunilor de loviri și alte violențe, infracționalitatea de violență mică, și în acest capitol avem, într-adevăr, și autorii sau victime minori. Unele dintre aceste fapte sunt înregistrate în zona sau în cadrul instituțiilor de învățământ. Bineînțeles, sunt și alte locuri unde am constatat astfel de infracțiuni sau am fost semnalați cu astfel de infracțiuni. Fac precizarea că, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, într-o zi sunt undeva la peste 3.000 de sesizări, 3.000 de sesizări, unde colegii noștri sunt solicitați și intervin, aplică legea, constată situația și, nu în ultimul rând, până la urma urmei, salvează vieți.
În statistica noastră intră toate categoriile de infracțiuni. Am menționat și încă o dată, vă informez că în începutul de an 2024 au fost peste 1000 de persoane vizate, dintre care unii sunt minori, sunt vizate în traficul de droguri și au fost acțiunile unde am executat peste 1200 de percheziții. Avem și o asemenea situație și cu siguranță vă putem comunica. Fac precizarea că toate datele pe care le-am prezentat aici și înregistrarea video și celelalte materiale vor fi puse la dispoziția dumneavoastră prin colegii de la DIRP și dacă mai sunt și alte solicitări suplimentare, vă stăm la dispoziție. Ministerul Afacerilor Interne nu intervine în procedura de predare. Acest mecanism este la nivelul instanțelor de judecată, dacă vorbim de Uniunea Europeană. Și în momentul în care se va lua o decizie de judecător, fiți sigură că Poliția Română va constitui escortă pentru a aduce orice persoană care a fost predată statului român. Vorbim de o plecare voluntară, de o dispariție din categoria plecărilor voluntare. În acest caz, imediat după sesizare, colegii de la Poliția București s-au deplasat la fața locului, au efectuat cercetare criminalistică în imobilul indicat de persoana care a făcut sesizarea. S-au desfășurat activități de verificare după momentul respectiv, inclusiv audieri de persoane, verificări la unitățile medicale. Din datele prezentate de colegii de la Poliția Capitale rezultă că au fost respectate procedurile în zona verificărilor dispariției respective. Vorbim de persoanele indicate de către cea care a făcut sesizarea, cea care a făcut plângerea. Din datele pe care le am, nu au fost făcute referiri în actele procedurale la cetățeanul în cauză. Vă mulțumim. Mini vacanță liniștită pentru toți.